Salut! O să vă citesc un fragment, de fapt primul capitol din Dispariția, cartea proaspăt apărută la editura Polirom. Un volum despre dispariția unui sat din Ardeal, pe care niște jurnaliști încearcă să o explice. Era mai răcoare decât în alte dimineți și toate lucrurile emanau o răsuflare înghețată, care la atingerea cu aerul se transforma în ceață. Ion stătea pe prispă în maiu, se uita la zorii care se luptau să spargă întunecimea. În depărtare, forfotă, voci, urlete înfundate de ceață. Pârâul din păduricea din spatele casei se auzea mai tare, cu apa izbindu-se de pietre și rostogolindu-se învolburat în vale. Distinse cu greu în luminile chioare ale rețelei sătești de iluminat câteva siluete. Se mișcau agitat și urmăreau, gesticulând alte siluete, de animale. Fug ca șobolanii, își zise Ion în gând și scuipă ale hamite pe prispă, aruncând chiștocul. Oamenii alungau animalele din sat, vaci și oi. Animalele au luat o alenă pe câmp, fugărită de cei care aruncau după ele cu bețe și pietre. Se scutură ca de un gând rău și intră în casă. Trase un sfetăr pe el și se uită în jur descumpănit. Luă de la picioare o geantă de voiaj uzată, intră în camera de zi și aruncă în scârbă în ea diverse lucruri din sertare. Lanternă, baterii, briceag. De pe un podișor luă Biblia, o șterse de praf și o puse peste celelalte. Se vedea că era furios, era încruntat. Ori toată lumea știa că Ion se încrunta doar la necaz mare sau când era gata să-ți ia gâtul. Nu era bine să fii pe lângă Ion când era încruntat. Dar asta se întâmpla rar, foarte rar. Nici la beție nu se încrunta, deși el năpădeau cele mai sumple gânduri. Filozofia lui era, orice ai face, năpasta tot vine. Și iată că venise. Se mișca repede. Deschise un alt sertar și aruncă în geantă mai multe hăinuțe pentru copii. De când se întorsese din legiunea străină, nu mai simțise atâta nervozitate. Știa că nu e bine, dar nu știa cum să se calmeze. Voia doar să nu răbufnească în fața copiilor. Trânti ușa, trecu prin hol și intră în bucătărie. Dintr-un dulăpior aruncă în geantă pâine, cașcaval, un borcan de gem. De pe aragaz luă o cratiță. Mai luă una. Se uită la ea, o aruncă înapoi pe aragaz. Se întoarse spre ușă. Mariană, ce să mai iau? Ia ce apuci numai, hai odată, i-a răspuns Mariana de undeva de afară. Futu-i gura măsii de viață. O cratiță ajunge? Ia mă ce-ți cade în mână, ce vrei tu, orice, dar ieși odată că suntem ultimii. Eu cu copiii plecăm, să știi. Oricum rămâne tot de izbeliște. Țara arde și tu alegi cratiță. Bine mă, bine că ești tu deșteaptă. Futu-i gura măsii. În hol aruncă la repezeală în geantă câteva perechi de pantofi și de adulți și de copii, iar de pe cuier o căciulă și un fular. Puse geanta pe umăr și ieși. Afară, Mariana l-aștepta cu copiii de mână și câteva bagaje. Copiii tăceau mâlc, deși la vârsta lor păreau de vreo 5 și 6 ani și la ora aceea te-ai fi așteptat să fie mai plângăcioși. Dar nu, stăteau drepți ca soldații. Semn că discuția lui Ion cu ei din seara de dinainte avusese efect. Asta l-a mai liniștit și pe el. Le-a zâmbit mulțumit. Afară ceața se mai risipise. Oamenii plecau, unii cu dacii, alții pe jos. Toată lumea a plecat din sat în șiruri ordonate. Doar Mariana părea speriată. Tremura din toate încheieturile și Ion știa că nu era de la frig. O cunoștea bine, doar el o alesese. Băiatul cel mic s-a uitat la maică-sa și văzându-o în starea aceea a început să se zmiorcăie. Până dăduc ochii de taică-su și uitătura lui îl făcu să-și înghită brusc lacrimile. Doar era și el bărbat, ce mama măsii. Zâmbetul Ion se transformă într-o bomboneală. Lăsă și geanta de voiaj lângă rucsacurile lor și dispăru după casă. Cum dăduc colțul, copiilor le răsăriră lacrimi în ochi, dar nu scoaseră niciun sunet. Tăceți, tăceți, o să fie bine, o să vedeți, le-a zis Mariana, mângâindu-i pe creștete. Ion se întoarse cu o roabă în care încărcă rucsacurile aduse de Mariana, un sac de rafie și geanta lui de voiaj. Ridică roaba și se îndreptă spre ieșirea din sat. Haidați, le-a zis scurt. Și cei trei se aliniară ascultători în spatele lui. Drumul ieșea din sat și urca pe dealul dinspre est. Ion, Mariana și copiii erau ultimii dintr-un lung câr de mașini și oameni care urcau. Se auzeau plânsete, dar nu de la copiii lui Ion. De la ei nu. Câțiva oameni se opreau și se uitau înapoi. Deasupra dealului se arăta coroana strălucitoare a răsăritului de soare.
Și după ce au trecut dealul și parcă toți au intrat pur și simplu în soarele acela imens, s-a așternut liniștea. Un vânticel făcea să scârție o ușă lăsată deschisă. Mai toate casele aveau ușile lăsate deschise, însă doar una scârția și sunetul ei părea să destabilizeze întreaga ordine. Până când, dintre casele abandonate, și-a făcut apariția cotcodăcind o găină, unicul supraviețuitor.